Fericire de o clipă, ai cules pe pământ, însă multă durere te-a legat tot mai strâns. Ți-ai pierdut și credința că mai poți fi iertat. Însetat, obosit, un izvor ai găsit, astăzi poți fi salvat. Vino la apa vieții, prieten, da, poți vedea. Viața ta e pustie, fără Iisus în ea. El acel ce în taină a vegheat viața ta, nu-i respinge chemarea. Dă-i acum inima. Pace, dragi frați, Domnul să vă binecuvinteze în seara aceasta. Vă mulțumim pentru că sunteți din nou împreună cu noi pe Salmi și împreună cu fratele Sami, Moise, sunt împreună astăzi, seara. Așa cum am transmis, așa cum v-am anunțat, ne bucurăm că putem să fim într-o seară de părtășie împreună. O seară în care să vorbim, avem de fapt un dialog, un dialog cum Domnul a lucrat în viața lui și așa cum ne va călăuzi Domnul în seara aceasta, vom transmite mai multe în direct. Frate Sami, Domnul să te binecuvinteze în seara aceasta. În primul rând, mulțumesc. Ești împreună cu noi și ne bucurăm pentru prezența ta. Vă salut și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin, amin. Aș vrea pentru început să ne spui câteva cuvinte despre tine, Sami. Sunt un om simplu, poate chiar prea simplu, un așa zis băiat venit de la țară, dar mai presus de toate sunt un copil iubit de Dumnezeu. Amin. Și îi mulțumesc Domnului că a lucrat cu mine în așa fel și chip încât să pot să fiu împreună cu voi în seara asta și să spun tot ce am pe suflet. Și nu știu, dacă ar fi să spun câteva cuvinte despre mine, provin din Banat, de acolo de unde transmiți. M-am născut în orașul Moldova Nouă, am crescut în Reșița și o perioadă din timp am lucrat în Timișoara. Deci am cutreierat Banatul cam prin toate părțile. Mai multe de zis, nu știu, cred că o să aflăm pe parcurs. M-a binecuvântat Dumnezeu, m-am stabilit în București, amin. M-a binecuvântat cu o soție extraordinară, cu Mari. Ne-am căsătorit toamna anului trecut, în 31 august sau 30, nu mai știu exact de cât a fost luna, cred că 30 dacă nu mă înșel. Și ne-a binecuvântat Dumnezeu în așa fel încât nu putem decât să spunem mulțumesc frumos, Doamne. Am crescut în biserică, țin minte că încă de mic pășeam acolo în față, eram prea timid, eram foarte timid, aveam emoții mari de tot
Și mă duceam acolo în față și am început să cânt, cântări de copii, Iisus știu mă iubește, am o inimă micuță. Și așa s-a transformat în mine pasiunea asta de a lăuda pe Domnul și încetul cu încetul am crescut, ani au trecut și continui să fac treaba asta și în biserică. După cum am spus, m-a binecuvântat Dumnezeu extraordinar de mult. Despre mine nu pot să zic multe. Cred că cel mai mult pot să spun despre Dumnezeu, că El e acela care a avut grijă de mine și care s-a îndurat de mine la orice pas. Amin, amin. Mă gândeam în această seară, cum l-ai aflat pe Hristos? De la ce vârstă? Încă de mic mergeam cu mama la biserică, am fost crescut în biserică chiar de, nu știu, de la câteva luni după naștere am fost adus la biserică pe brațe și am crescut, pot să spun, în biserică, dar anii trecând și gustând din plăcerile vieții, am început așa ușor, ușor să îl dau la o parte pe Dumnezeu, ca să zic așa, și am început să mă lipesc de plăcerile vieții. Am gustat din multe plăceri și la început mi s-au părut toate bune și chiar am zis, oh, ce bine aici, dar la urmă am rămas cu un gust amar și toate lucrurile alea m-au făcut să regret și mi-am adus aminte exact ca fiul risipitor, că niciunde nu e mai bine decât acasă. Și casa mea era biserica. Eu am crescut în biserică. După cum spuneam, îl lăudam pe Dumnezeu. Mama mă învăța să spun poezii, să spun versete. Și la un moment dat, în strâmtorarea aceea, mi-am zis, Doamne, vezi că eu nu pot fără Tine. Orice am făcut pe pământul ăsta, nu pot fără Tine, pur și simplu. Fără de Tine, viața e deșertăciune și goană după vânt și nu pot să fac altceva decât să mă întorc. Chiar dacă poate că uneori ni se pare că întoarcerea este rușinoasă, este dureroasă, adică să stai să te gândești, să spui cum să mă mai întorc în biserică, eu care am făcut aia, care am făcut aia și care am făcut aia. Într-un timp, cum să spun, toate lucrurile alea apăsau greu asupra mea și mi-a fost greu să mă întorc din nou în biserică, dar la un moment dat am conștientizat și am zis nu, o să las totul și mă voi întoarce acolo unde mi este locul. Crescând mare, cam pe la 17 ani m-am botezat, încă nu știam pe atunci ce înseamnă pocăință în adevăratul sens al cuvântului. Ne vorbește și după despre, ce m-am botezat, ne vorbești despre mărturia ta, cum ai început să ne spui despre mărturia ta. Și exact. Continuă. Da, deci mă botezasem și am început așa să simt la început focul ăla, focul credinței. Dar după cum spuneam mai devreme, ani au trecut și încetul cu încetul, dacă nu stai alături de cuvântul sfânt, dacă nu stai în post, dacă nu stai în rugăciune, încetul cu încetul începi să te departi de Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat în viața mea. M-am depărtat încetul cu încetul de Dumnezeu, cu toate că El încerca prin multe feluri și prin orice fel și chip să se apropie de mine. Eu am început să mă depărtez tot mai mult de El și la un moment dat, după cum am spus, am început să gust plăcerile lumii și m-am cam lăsat așa de Dumnezeu. Dar la un moment dat, după cum spuneam, m-am întors din nou și acum slăvit să fie Domnul că pot să spun lucrul ăsta, că nimic și absolut nimic din lumea aceasta nu este mai bun decât Dumnezeu. Amin. Ce mi-a plăcut foarte mult, ai amintit pe mama ta.
Și noi când am mai stat de vorbă sâmbătă, îmi spuneai despre mama ta, îmi spuneai despre felul în care mijlocea ea pentru tine, ca și copilul ei. Și m-a impresionat foarte mult felul ei, cum îți vorbea și felul ei de comportament pe care mi l-ai spus. Da, mama noastră de multe ori ne-a crescut cu lacrimi în rugăciune. De multe ori o surprindeam cum mă trimitea la cumpărături să cumpăr pâine sau mâncare sau altceva și de multe ori când mă întorceam, o găseam acolo întinsă pe genunchi și lângă pat și se ruga pentru mine, pentru fratele meu mai mare și tot așa și tot așa. Și stătea să se roage pentru fiecare în parte, așa câte 5 minute. Stăteam și mă gândeam, Doamne, eu care, nu știu, poate că mă rog 2 minute sau 3 minute sau 4 minute, nici nu știam cât de mult mă rugam. Mă gândeam, Doamne, câtă credință poate să aibă mama mea. Și am luat-o drept un model, ca să zic așa. A fost o femeie care a stat întotdeauna în frică și în temere de Dumnezeu și chiar și în ziua de astăzi, pot să spun, la un moment dat, parcă eram așa invidios. Parcă eram invidios pe ea și spuneam, cum poți să stai așa în fiecare zi, să fii deconectată de orice, de radio, de televizor, de internet, ce să mai spun, că încă nu e avansată mama mea cu tehnologia, dar să fii deconectată de orice site, de orice canal, de orice rețea de socializare și să stai zilnic doar în cuvânt, în post, în rugăciune, în cântare. Asta e ceea ce face ea zilnic și se vede din trăirea ei. Pot să spun că de multe ori când prin ea Dumnezeu mi-a pus o ardoare așa pentru casa Domnului. Îmi aduc aminte când aveam, cred, vreo 5 ani sau 6 ani, nu mai țin minte bine, ploua afară cu găleata. Și mama se pregătea duminică seara să meargă la biserică și eu am zis, vreau să merg și eu cu tine la biserică. Și mama îmi spune, păi nu pot să te iau, nu vezi ce tare plouă, chiar nu pot să te iau. Și am început să plâng și i-am zis, dacă nu mai e la biserică, după ce pleci, mă îmbrac și vin singur. Și mama, de frică să nu mă pierd prin ploaia, prin oraș, m-a luat de mână, m-a băgat, cum a știut ea mai bine, sub umbrelă și m-a luat cu ea la biserică. Și pot să spun că prin ea Dumnezeu mi-a arătat calea pe care trebuie să o aleg. Deși la un moment dat al vieții, când mama mea nu a mai fost alături de mine, când am crescut, când credeam eu că pot să iau viața în propriile mele mâini, am început să mă depărtez de el. Dar rugăciunile mamei mele niciodată nu au încetat pentru mine. De când m-am născut și până în ziua de astăzi chiar, în urmă cu câteva minute am vorbit cu el la telefon și îmi spunea că vă aduc pe brațe de rugăciune pe fiecare dintre voi și niciodată n-am să obosesc să fac asta până când nu mă va lua Dumnezeu în veșnicie. Și pot să spun că mă laud cu ceea ce face mama mea, nu prin faptul că este mama mea, dar îi mulțumesc din suflet că prin ea am putut să găsesc credința adevărată și că prin ea, ea a contribuit foarte mult la creșterea mea spirituală, la faptul că trebuie să fiu conștient că sunt dependent de Creatorul și la faptul că trebuie să-mi trăiesc viața zilnic în sfințenie și în pocăință. Ce important este, de fapt, rugăciunea părinților pentru copiilor. Și în seara aceasta putem să luăm o învățătură din lucrul acesta, ca noi care suntem părinți să ne rugăm pentru copiii noștri. Noi care suntem tați ai copiilor, ar trebui să ne punem întotdeauna mâna peste copiii noștri și să-i binecuvântăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Ce important este de fapt, pentru că acolo unde cineva mijlocește de tine, pentru tine, acolo Dumnezeu nu te va lăsa și va interveni. Vei fi în protecția lui Dumnezeu toată viața. Spuneai... De fapt, spuneai, vorbeam împreună despre slujirea ta prin muzică. Aici este curiozitatea mea,
cum ți-a pus Domnul pe inimă? Cum ai început? Când ai început să cânți? Cum ți-a pus Domnul păi, pe inimă? Deci, ca să nu-mi pierd ideea, tot cu mama are legătură. Mi-aduc aminte că venea mama de la biserică și tot așa aveam 7 ani, 8 ani și venea cu câte o casetă de la Speranța sau de la, nu știu, de la Puiu Chibici, Ligia Bodea și toți cântăreții care în vremea aceea, frații Groza, toți acei cântăreți care, prin care Dumnezeu a lucrat foarte mult și muzica creștină a ajuns în ziua de astăzi la un nivel foarte înalt. Mi-aduc aminte că venea așa cu câte o casetă, încă nu apăruseră CD-urile și venea cu o casetă și o ascultam. Țin minte că erau vreo 5 piese pe o parte, 5 piese pe cealaltă parte. Puneam caseta în casetofon, ascultam o dată, o întorceam, o ascultam din nou, iar o întorceam încă o dată și ascultam de la început și cred că vreo 3-4 ore acolo stăteam și ascultam muzică de la Speranța. Ceea ce, într-un fel, m-a și îndemnat să mă întrebi către un stil pe care să-l cânt. Și chiar și în ziua de astăzi ascult grupul Speranța, fratele Gabi, Gorcea face o lucrare extraordinară și dacă aș reuși măcar o dată în viața asta să cânt alături de ei, cred că aș fi, nu știu, ar fi pentru mine poate cea mai mare bucurie din activitatea muzicală pe care doresc să o fac spre slava Domnului. Eu cred că Domnul nu te-a pregătit doar să rămâi așa și cred că Domnul te va folosi în continuare, pentru că Domnul vede inima ta, știe pentru ce te-a pregătit. Cum ai început? Ai făcut ore de canto sau cum ți-ai dat seama? Cum ai să spun acesta? Că vrem să și ascultăm o cântare. Și care cântare ai vrea să o ascultăm? Uite, chiar mă gândeam că acum o să vină sărbătorile pascale și e timpul ăsta în care eu, nu știu, când vine luna asta, sfârșitul de aprilie, început de mai, întotdeauna mă duc mai mult, mai profund cu gândul la suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. Și cu cât se apropie Paștele mai mult, parcă tot mai mult mă afund în amintirea asta a Domnului nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi și s-a dat ca jertfă pentru păcatele noastre. Și m-am gândit, nu mai țin minte, cred că anul trecut, m-am gândit, hai să înregistrez și eu o piesă, să văd ce aș putea să cânt eu de sărbătorile astea. Măcar să fac ceva, să-mi aduc aminte cu drag de sărbătoarea asta. Și mi-am adus aminte de un imn pe care l-am învățat, cred că acum vreo 4 ani sau 5 ani, oricum imnul este vechi, și spune, din tine am venit iubire. Și la refren spune, o iubire, o iubire, har etern venit de sus. Și am stat foarte, foarte mult și m-am gândit la cântarea asta și am spus, Doamne, ne-ai adus mântuirea asta prin Golgota, prin Fiul Tău, da? Oare n-ai putut să găsești tu o cale mai ușoară ca să ne mântuiești? Și am stat bine și m-am gândit și răspunsul a fost nu, pentru că cineva trebuia să plătească pentru asta. Și exact cântarea asta, în zilele următoare m-am dus și am cântat-o și o ascultam într-una, mai ales de sărbătorile pascale, când s-a apropiat Paștele de noi. Zic să o ascultăm împreună, această cântare, să ascultăm împreună cu frații care suntem în momentul acesta și mă bucur pentru că putem să fim aici împreună în seara aceasta, o seară în care Domnul a rânduit-o și mulțumim. Deci, Sami Moise, din tine am venit iubire. Ascultăm în continuare și mulțumim pentru prezența Domnului din seara aceasta. Amin. Din tine am venit iubire și tot spre tine merg mereu. Frumusețe
și desăvârșire. Doar Tu dai sufletului meu. O iubire, o iubire, areten venit de sus. Mântuire, mântuire, prin Golgota ne-ai adus. Fericești. Mă arde dorul după Tine să Te pătrund mai mult cum ești. O iubire, o iubire, areten venit de sus. De har, ca să țâșnești doar Tu din ele, îmbelșugat pe orice hotar. O iubire, o iubire, areten venit de sus. Slavă lui Dumnezeu pentru asemenea cântare, din Tine a venit iubire. Slavă lui Dumnezeu, foarte frumoase cuvinte. Această cântare, efectiv, parcă m-am bucurat, gândindu-mă că vin și sărbătorile de Paști și este așa o dragoste care au venit pentru noi pe pământ. O dragoste, pot să spun, necondiționată. Aș vrea să te întreb în următoarele momente ce ar mai avea pe inimă, ar fi ce ai îndemna pe cei care au nevoie de Dumnezeu.
ce îi îndemna în momentele acestea, înainte de sărbătorile de Paști? Da. Aș vrea să vorbesc din propria mea experiență și cum a ajutat pe mine Dumnezeu să ies din, cum scrie în Scriptură, din groapa pieirii, din fundul morcirilor, pentru că exact așa m-am simțit. În momentele alea în care simți că nu mai ai nicio speranță, simți că nimeni nu-i de partea ta, simți că vrei să faci binele și totuși te îndrepți tot mai mult înspre rău, singura cale de ieșire este Domnul Iisus. Este Domnul Iisus. Pentru că acum stăm să ne gândim, oare cine ar putea să moară pentru mine în zilele acestea? Dacă aș sta să mă gândesc, nu știu, mi-a sunat prietenii, mi-a sunat rudele, mi-a sunat apropiații și, nu știu, le-aș cere împrumut o sumă poate considerabilă. Nu știu dacă cineva mi-ar da, pentru că în ziua de astăzi auzisem pe cineva care spune, în ziua de astăzi nimic nu se dă gratis. Trebuie să plătești ca să primești un cadou sau ca să ți se ofere ceva la schimb. Așa este. Asta și m-am gândit, Domnul Iisus pentru mine, așa este. Eu nu am plătit nimic. El a coborât din cerul slavei să moară pentru mine. Eu un vierme și El un Dumnezeu a coborât de acolo, de sus, din slavă, ca să moară pentru păcatele mele și prin El să fiu eliberat și să pot să spun slăvit să fii Iisuse, că m-ai eliberat, m-ai vindecat de boala păcatului și că... Să spunem așa, de acolo de unde imaginația noastră n-a putut să atingă niciodată. Este peste imaginația noastră. Dacă am înțelege noi dragostea lui Hristos, cred că ne-am schimbat pe loc. Dar cred că de aceea mulți zăbovim în această stare, că nu am înțeles de fapt dragostea aceasta pe care Dumnezeu a avut-o față de noi. Exact. Și cât l-a costat pe Hristos dragostea aceasta, e uimitor, e uimitor. Exact. Eu am privit, din punctul meu de vedere, tot ce s-a întâmplat în viața mea. Și dacă ar fi să îi îndemn pe oameni, n-aș putea decât să le spun asta. Priviți la Hristos. Priviți ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Și atunci veți vedea că calea e ușoară. E ușoară. Adică poți să găsești calea mai ușor. Calea nu e tocmai ușoară, că nu sunt mai flori pe cale, spune o cântare, sunt și lacrime amare. Dar în altă cântare spune că pe calea îngustă e luptă, dar e bine că duce în sus. Așadar, ca să închei capitolul acesta, vă îndemn fierbinte. Uitați-vă la Domnul nostru Iisus Hristos. Ne apropiem de o săptămână în care... Eu, personal, pur și simplu încerc să mă apropii de Domnul Iisus. Încerc să înțeleg suferințele pe care le-a răbdat pentru mine. Încerc să privesc țintă la El, încerc să mă identific cu El și încerc să văd ce pot să fac eu pentru Iisus. Dacă El a făcut atât de mult pentru mine, stai, adică, ar trebui să stau și eu și tu și să spui întrebarea, ce aș putea, Doamne Iisuse, să fac eu pentru tine, dacă tu ai făcut atât de mult pentru mine? Și veți vedea că Domnul Iisus o să ne călăuzească. El nu ne cere, nu știu, aurul, argintul, bogățiile acestei lumi. Satan a stat cu Domnul Iisus și a zis, toate ți le voi da, doar să mi te închin mie. Alege să vă închinați Domnului Iisus și nu în orice fel. Alege să vă închinați cu inima voastră. E tot ceea ce Domnul Iisus cere. Dacă El a făcut un sacrificiu atât de mare, putem să facem și noi un sacrificiu câtuși de puțin, pentru că în fața Domnului nu putem să compensăm cu nimic ca să atingem valoarea prețului pe care l-a plătit la Golgota, decât să-i oferim inima noastră. Și pentru Domnul Iisus
este destul. Amin, amin. Este foarte frumos faptul cum ai pus aceste cuvinte și în seara aceasta eu știu că Domnul s-a atins de multe inimi prin cuvântul pe care l-ai avut, prin mărturia ta, prin faptul cum Dumnezeu a lucrat în viața ta și mă gândeam la câte proiecte îți stau acum în față, ce poți să ne spui despre proiecte, despre viitor, cum vezi viitorul, cum vezi... Da, am stat de vorbă cu un cântăreț și m-a întrebat dacă pot să-i compun ceva. Pe lângă faptul că Dumnezeu a pus în sufletul meu dorul acesta de a lăuda pe El, mai mult de atât m-a binecuvântat și cu o voce cât uși de bună ca să pot să îl laud atât cât trebuie și să o fac cât uși de puțin bine. Dumnezeu m-a binecuvântat și cu darul acesta de a compune. Și stăteam de vorbă cu un cântăreț și spune: măi, ce zici, ai putea să-mi compui și mie, să faci o compoziție, aș vrea să cânt ceva. Vin sărbătorile de Paști și chiar aș vrea ca cântecul pe care îl cânt să atingă inimile oamenilor. Și am stat și m-am gândit și am stat, oare ce să compun, cum să stau, ce să facă, fiind ocupat cu munca și toate astea, nu am avut timp să compun. M-am gândit acum, te întrerup, nu știu dacă cei care ne ascultă știu în ce domeniu lucrezi tu. Da, nu mă oferesc să spun asta. Lucrez în domeniul construcțiilor și nu mi-e rușine de jobul pe care îl fac. Atât timp cât lumea e mulțumită de ceea ce fac, chiar nu mi-e rușine. Sunt foarte mulți cântăreți în România care slujesc prin cântare și de asemenea lucrează în construcții. Și poate că Dumnezeu mă va chema și la alt job, poate mult mai ușor, dar deocamdată sunt mulțumit. Știu că Domnul Iisus se îngrijește de mine, că și eu sunt copilul Lui. Și... Amin, amin. Da, am vrut să vorbim despre asta, pentru că tu nu trăiești din muzică, ci trăiești din ceea ce muncești fizic în fiecare zi, cum noi am mai vorbit. Exact. Până la epuizare, începând de la 7 dimineața până la ora 19 seara. Exact. Pentru că... Da. Într-un fel, cum să spun, ca să spun tot, ca lumea să înțeleagă, mi-a plăcut școala, nu e vorba că nu mi-a plăcut școala, însă au fost și condițiile în care am crescut. Nu am crescut într-o familie bogată și bineînțeles că în familie, fiind mulți, cu 7 frați, au fost și neajunsuri, au fost și lipsuri și liceul am reușit să îl termin, am reușit să iau și bacalaureatul și voiam să merg la facultate, pentru că, normal, fiecare dintre noi dorim să avem un job cât mai ușor și bănuții să fie făcut mai simplu, mai ușor. Dar neavând încotro, fratele meu la fel lucrează în Spania, are firma de construcții acolo și stăteam de vorbă cu fratele meu și i-am spus: măi, uite, chiar aș vrea să mă duc la facultate, voiam să merg la Timișoara, la conservator, chiar voiam să continui cu muzica. Și fratele meu a spus: păi, nu poți, pentru că nu avem de unde. El tocmai se pusese pe picioare cu firma, avea și el datorii, nu putea să mă întrețină. Părinții mei la fel, tatăl meu fusese bolnav și încă nu ajunsese să ia și a pensia. Slavă Domnului că în sfârșit se bucură de anii pe care am muncit. Și m-am gândit,
ce pot să fac? Să stau acasă nu pot, pentru că nu poți să stai pe spatele părinților, te simți greu și m-am gândit, o să mă duc să muncesc. M-a chemat fratele meu în construcții în Spania, m-am dus cu el, când am ajuns, eu neavând, neștiind ce înseamnă munca brută, lucram de la 8 dimineața până la 7 seara cu o oră pauză și țin minte că patronul meu era un tip așa, un pic mai sobru, mai sever și ne punea, neștiind meserie, lucrând în domeniul rigipsului, nu poți decât să montezi vată sau să cari placă meseriașului. Și atunci asta făceam zilnic. Era în Spania, erau călduri de peste 40 de grade, trebuia să montez vată în structura aia de metal, în 2-3 apartamente, trebuia să car placa aia 7 etaje, 10 etaje zilnic, câte 100-150 de bucăți. Și la un moment dat, când după ce ieșeam de la muncă, țin minte că m-am dus odată să-mi fac niște cumpărături, efectiv nu mai puteam să mă țin pe picioare și mă țineam cu mâinile de rafturile de marfă ca să nu cad jos. Și am zis, Doamne, e prea greu pentru mine, te rog, măcar dacă nu vrei să mă scoți din locul ăsta, măcar dă-mi, te rog, putere ca să mă țin mai bine pe picioare. Și dorința nu mi s-a împlinit în legătură cu alt job, dar mulțumesc Domnului că mi-a dăruit forță și acum mă simt puternic și lucrul mi se pare mult mai ușor. Anii au trecut, bineînțeles, și m-am adaptat și slăvit să fie Domnul că a lucrat în viața mea și acum mă simt mult mai bine la locul de muncă. Domnul să te ajute în tot ceea ce faci și totodată și în achiziția aparaturii electronice de care ai nevoie pentru că aparatura este scumpă și ca să poți merge în slujire ai nevoie. Domnul să te ajute să poți să strângi banii necesari. Nu este ușor lucru să ai atâția bani cât costă toată aparatura. Și bineînțeles, în ziua de astăzi orice lucru costă și am ales să muncesc cu propriile mele mâini ca să pot să îmi strâng câțiva bănuți, să realizez un proiect, să pot să-mi cumpăr un instrument muzical. Nu am apelat la nimeni pentru că, într-un fel, mi-e și rușine să fac lucrul ăsta, știi cum e, ce-ai cumpărat pe munca ta, adică nimeni nu poate să-ți ceară socoteală în privința asta și am ales să fac asta. Dar mai costă toate. Știm că o cântare să o scoți prin studio este destul de scump, pentru că sunt studiourile în care au investit alții și mulți, exact. Prea puțini frații au studiouri și cer, adică nu vorbesc de studio cum am eu aici, pentru că acesta nu este bun de așa ceva. Sunt studiouri specializate prin care se fac aceste înregistrări, aceste cântări. Cântările nu sunt foarte ieftine să mergi, să duci un proiect până la capăt, poate să ajungă la 5-600 de euro o cântare. Și nu este ușor, cine nu știe și nu se pricepe, nu știe despre aceste lucruri, dar cam atât ajunge, 5-600 de euro să registreze o cântare într-un studio. Eu îți spun ca Domnul să te binecuvinteze încă o dată și să te ajute în toate aceste proiecte care le ai, pentru că ai nevoie de toate. Vreau să mai stăm în continuare și știu că vorbeai de o cântare. Cum se numește cântarea care mi-ai trimis-o? Mi-ai spus tu de una care ai vrea să o punem în seara aceasta? Este prima cântare pe care am înregistrat-o în studio. Mi-a plăcut foarte mult de omul ăsta și de felul în care interpretează muzica și, într-un fel, am ajuns foarte mult să-i ascult piesele. Și cântarea asta îi aparține lui Otto Pascal și
într-o zi i-am scris și am zis, uite, Otto, aș vrea și eu să cânt cântarea asta, pentru că mi se pare foarte frumoasă și chiar mi-aș dori să o înregistrez. Și Otto mi-a spus, sigur, de ce nu? Mi-a dăruit și negativul și mi-a dat voie să înregistrez, să înregistrez acest cântec. M-am dus și l-am înregistrat după ce a ieșit așa masterizat și după ce l-am pus pe YouTube. A fost primul meu cântec și țin minte că îl ascultam de 20 de ori, de 30 de ori zilnic poate și eram atât de fericit că în sfârșit am reușit să înregistrez o cântare în studio. Ce mare și bun și la refren spune, el m-a ocrotit printre stânci de granit, prin văi, printre munți, prin dealuri de urcat și toate astea. El m-a ajutat și chiar și cântarea asta are un simbol aparte față de mine și anume că el m-a ajutat chiar și în momentele acelea grele când eram la muncă și simțeam că nu mai am forța necesară. Uneori mă ascultam și spuneam, el m-a ocrotit printre stânci de granit și cântarea aceasta îmi dăruia parcă forța necesară să continui ceea ce făceam. Este o cântare specială pentru mine și va rămâne mereu o cântare tare specială. Aș vrea să o ascultăm, să o ascultăm împreună. Ce mare și bun de Sammy Moise, cântată. Îi punem cântarea să o ascultăm împreună cu frații, apoi mai stăm un pic de vorbă și în seara aceasta încheiem transmisiunea în direct din studioul Salm din Timișoara. În curând vom avea și acolo este trecut jos www.radiosalm.ro, este pagina de internet a acestui studio. Acolo va fi un radio online continuu și cred că cântările tale vor aduce mângâiere în multe suflete acolo 24 din 24 pe acest radio online pe internet. Slavă Domnului! Ascultăm cântarea Sammy Moise, Ce mare și bun! Amin! El m-a ocrotit printre stânci de granit, lângă al vieții izvor. El m-a ocrotit printre stânci de granit, deasupra uscatelor.
când mă voi ridica, să ies înainte pe noi. Salvarea măreață și atunci voi cânta în glorie de mii de ori. M-au croptit printre stânci de granit deasupra uscatelor Slavă lui Dumnezeu pentru aceste cântări pe care le-am ascultat în seara aceasta și slavă lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut Domnul pentru tine, pentru că ești un copil al lui și poți să dăruiești aceste cântări celor care au nevoie de chiar de o ungere așa a inimii, a sufletului. Și prin aceste cântări totodată exprimi dragostea lui Dumnezeu față de noi toți. Exact. Pot să spun sincer că fiecare cântare pe care o cânt are o însemnătate aparte pentru mine. Și în momentul în care mă apuc să compun, vreau ca ceea ce compun să nu fie doar așa așternut pe o simplă hârtie, și vreau să aibă o însemnătate aparte pentru suflet, pentru mângâiere, pentru iertare, pentru curățire, pentru sfințenie, pentru bunătate, pentru pace. Rămăsesem la ideea anterioară și voiam să continui puțin. Am reușit să compun pentru persoana respectivă acel cântec și în momentul în care i-l-am dat, a zis: vai, zice, ce cuvinte, și nu știu dacă sunt în stare să cânt asemenea cântec, pentru că cuvintele sunt prea grele, prea grele de nu în sensul că sunt prea grele de pronunțat, ci prin faptul că sunt prea grele de cântat, adică cântarea este o cântare grea, trebuie cântată cu acel patos, trebuie să simți cu adevărat ceea ce cânti. Și să spun sincer, am reușit să compun cântarea asta, nu știu, mergeam de dimineață în metrou, o strofă cred că am reușit să o compun în metrou, refrenul am reușit acasă, altă strofă cred că eram pe la mama soacră acasă și am reușit să o compun, dar în același timp am rămas întotdeauna la ideea asta de suferință a Domnului Iisus, la ceea ce a făcut El pentru mine. Cred că Domnul ți-a insuflat cântarea, cuvintele. Cred că Domnul ți le-a insuflat cuvintele acestea, dar Domnul are timpul lui și trebuie să aștepți timpul lui Dumnezeu. Asta am observat și eu în viața mea, în timpul de rugăciune, atunci când mă pregătesc pentru o seară de sâmbătă, de îndemn și rugăciune, Domnul are timpul lui. Pot să primesc miercuri, pot să primesc marți, pot să primesc sâmbătă, chiar sâmbătă, îndemnul pentru seara, dar Domnul are timpul lui, trebuie să stai în ascultare. Și este tare important lucrul acesta. Am observat un lucru, am observat cântecele tale au un diferit, pot să spun așa, ritm. Nu e un ritm care merge, am văzut că foarte mulți deja merg pe modernist, foarte mulți merg pe un fel de modern, de modernism. Tu mergi încă pe cântările cele vechi, în care se exprimă dragostea, iubirea, cuvinte pline de har, așa cum ai spus, folosești în primul rând te raportezi tu față de Dumnezeu în cântările tale. Și... Exact. Bine, nu că nu mi-ar plăcea noul stil de muzică, pentru că
muzica creștină românească începe majoritatea să se îndrepte către acel stil de muzică worship sau genul acesta, poate în alt stil, o altă categorie de oameni care muzica se îndreaptă în noul stil de muzică ușor populară, ca să spun așa. Eu am ales stilul ăsta pentru că, după cum spuneam, încă de mic ascultam stilul acesta. Încă de mic eram obișnuit cu cântările care să lase o urmă în inima mea, în viața mea, să mă ducă în acea stare de gândire, să mă conștientizeze dacă ceva e bine în viața mea sau dacă nu. Exact. Am rămas la stilul ăsta. Nu e neapărat faptul că nu-mi place ceea ce se creează, adică ceea ce este nou. Da, îmi place și ascult cu mare drag, dar deocamdată am rămas la stilul ăsta pentru că simt cu toată inima că mă reprezintă și o să continui să fac asta până când Dumnezeu, nu știu, poate o să-mi ia inspirația asta, dar eu cred cu tărie că această inspirație va fi lăsată mult timp și își va lăsa amprenta în viața mea. Știm că David mereu atunci când se exprima lui Dumnezeu făcea lucrul acesta prin simțirea și trăirea care o avea față de Domnul. El folosea harpa, cânta Domnului din harpă, deci era un sunet liniștitor, era un sunet, așa pot să spun, maestru, care înălța prezența lui Dumnezeu acolo. Cred că noi trebuie să ne raportăm și în felul de exprimare înaintea lui Dumnezeu. Ce vreau să mai așa zic, este. Ce vreau să mai spun, mai vreau să spun în seara aceasta, tu și cu Mari, cu soția ta, exprimați o dragoste față de Dumnezeu și pentru că Domnul v-a ales unul pe altul, să cântați împreună și să lăudați pe Domnul împreună, este un mare, mare har. Poate că eu vă spun că prin prezența voastră... Nu e la întâmplare, să știi. Prin prezența voastră... Nu e la întâmplare lucrul ăsta. Aduceți pace în familie. Aduceți pace în familie. Eu prin prezența voastră asta văd. Cântecele și dragostea care Dumnezeu a lăsat-o în familie voastră, în familia ta, arată și altora cum ar trebui să ne raportăm înaintea lui Dumnezeu. Exact. Eu cred că nu la întâmplare Dumnezeu mi-a oferit un ajutor potrivit. Ne potrivim și la stilul de muzică. La multe, multe lucruri le avem în comun și nu mă gândeam niciodată că Dumnezeu îmi va dori o soție cu care să împart lucrurile atât de bine. Adică ceea ce îmi place mie să-i placă și ei, ceea ce cânt eu să îi placă și ei, să cântăm împreună, mi-a dat Dumnezeu un ajutor potrivit de nedescris, adică nu speram niciodată să se întâmple asta și mai ales că eu fusesem în perioada aceea la Timișoara, ea era în București, mai ales că relațiile de la distanță, să fim sinceri, în ziua de astăzi nu prea țin atât de mult. Ulterior plecasem în Spania, era distanța asta de 3000 de kilometri, dar am așteptat, am răbdat, am trecut peste distanța asta și în cele din urmă ne-a unit Dumnezeu și ne-a unit atât de bine încât ne face să răspândim și în jurul altora această empatie, nu știu, de multe ori ne spuneau lumea că emanăm așa bucurie, fericire și că prin cântările noastre, prin atmosfera pe care o creăm, prin, nu știu, dialogul pe care îl purtăm cu ceilalți oameni, îi facem să se simtă mult mai bine și suntem recunoscători Domnului pentru lucrul ăsta. Amin. Seara aceasta, timpul nostru
ajunge înspre final și vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest timp binecuvântat care l-am avut împreună. Aș dori, dacă dorești, să lăsăm o rugăciune spre finalul acestei seri pentru toți frații care ne-au urmărit, pentru noi, pentru familiile noastre, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru timpul acesta binecuvântat și în pace pe care l-am avut și că avem această oportunitate să ne întâlnim aici. Amin. Hai. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru prezența ta din seara aceasta, pentru faptul, Doamne, că ai stat aici cu noi, pentru faptul că, în primul rând, Doamne, ai vorbit și celor din jurul nostru, Doamne, care au stat aici. Da. Mulțumim pentru prezența ta, Doamne, mulțumesc pentru fratele Sami, care în seara aceasta a fost aici împreună cu noi. Mulțumim pentru tot timpul, Doamne, pe care l-ai hotărât Tu, pentru că știm că ai vorbit inimilor care ne-au ascultat aici pe Facebook, pe YouTube, Doamne. Îți mulțumim pentru partea aceasta de media care ne-ai dăruit-o, Doamne, să putem să proslăvim numele Tău, Doamne, și în acest sens. Slavă Ție, Doamne! Vrem, Doamne, să-ți lăudăm numele, îți mulțumim pentru binecuvântările Tale, îți mulțumim pentru toți frații noștri. Te rog, Doamne, să-i binecuvintezi cu sănătate, cu hrana spirituală, cu multe binecuvântări pe toți cei care ne-au ascultat. Îți mulțumesc încă o dată pentru invitatul meu din această seară, pentru Sami. Îți mulțumesc, Doamne, și te rog să binecuvintezi și pe soția lui acolo unde sunt. Îți mulțumim pentru toate și te laudăm. Amin. Amin. Seara aceasta, dragi frați, este pe sfârșit. Mulțumim pentru timpul acesta binecuvântat în care am putut să stăm împreună cu cei care au fost în direct cu noi. Acest videoclip îl vom încărca și pe pagina de YouTube, Radio Salmi, se numește pagina de YouTube. Acolo va fi încărcat videoclipul, îl puteți vizualiza și acolo. Va rămâne și aici pe Facebook, probabil că această transmisiune va fi dată și pe radiosalm.ro când va fi gata pagina și mulțumim pentru tot. Frate Sami, în seara aceasta îți mulțumesc, te rog să mai rămâi 2 minute cu mine. Până atunci salutăm pe cei care au fost în direct cu noi, vă spunem Domnul să vă binecuvinteze. Seara aceasta ați fost cu noi la dialog cu invitatul serii, așa se numește seara de azi. Să fiți binecuvântați cu toții, mulțumim pentru tot, Domnul să vă binecuvinteze, multe binecuvântări din studioul Salm, amin. Viața ta e pustie.